Comuna Dragodana se dezvoltă grație proiectelor de investiții implementate de actuala administrație publică locală în ultimii ani, conștientizând importanța pe care o au sursele de finanțare atrase pe lângă resursele modice ale bugetului local, primăria a depus numeroase proiecte, atât pe Programul Național de Redresare și Reziliență, pe Fondul pentru Mediu sau pe Programul Județean de Dezvoltare Locală. Toate sectoarele importante ale localității beneficiază în prezent de investiții. Comuna Dragodana se dezvoltă. În ultimii ani am lucrat la foarte multe proiecte și începând cu anul acesta, 2023, se văd rezultatele muncii depuse de echipa din primăria, din UAT-ul nostru. PNRR-ul a început să semneze contractele, ceea ce înseamnă că și noi am fost printre cei care am semnat contracte pe Programul Național de Redresare și Reziliență. De foarte mult timp există o necesitate în Comuna Dragodana cu un cabinet medical. Am reușit pe PNRR să semnăm un contract pentru renovarea unui dispensar și transformarea acestuia parțial într-un cabinet modern stomatologic. De asemenea, pe PNRR avem contractul semnat pentru o pistă de bicicletă în satul Picior de Munte. Acesta este semnat, mai avem o continuare de 3 km, proiect depus, suntem în evaluare, cred că în scurt timp vom semna și pe acest tronson. Transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General a fost semnat, urmează implementarea, deja suntem în faza de licitație. Acestea sunt cele trei, mai avem Căminul Cultural, urmează săptămâna viitoare, mă gândesc că va apărea un ordin de ministru pentru că am răspuns la clarificări, totul este în regulă și vom semna contractul și pentru modernizarea și reabilitarea Căminului Cultural din Picior de Munte. Aceste proiecte sunt pe PNRR semnate la acest stadiu, însă mai avem tot pe PNRR, pe componenta 1, managementul apei, avem un proiect de anvergură în valoare de 4 milioane și jumătate de euro, prin care vom realiza o nouă rețea de apă în satele Picior de Munte, Boboș și Pădureni, ținând cont de faptul că acolo, pe timpul verii, avem mari probleme cu rețeaua de apă, având avarii aproape zilnic în această zonă a comunei. Tot pe PNRR a mai depus un proiect, este în faza de evaluare, pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor pentru toate școlile din comuna noastră. PNRR-ul a fost o gură de oxigen pentru noi la Comuna Dragodana și nu a ratat această gură de oxigen. Suntem mândri și fericiți că am reușit să scriem atâtea proiecte și o parte dintre ele semnate, o parte sunt deja în licitație. Proiecte în derulare la nivelul comunei avem pe mai multe axe. Pe Poim avem operațiunea infrastructură mare, avem rețeaua de canalizare care se află în faza de licitație. Suntem în acel Poim mare la nivel de județ împreună cu 52 de comune din câte știu. Este în faza de licitație. Sperăm ca până la sfârșitul anului să începem execuția și la acest mare proiect de infrastructură. Avem proiecte depuse pe Fondul de Mediu, Agenția Fondului de Mediu. Avem o grădiniță în Dragodana în reabilitare și transformarea acesteia în grădiniță cu program prelungit. Mai avem o grădiniță cu program prelungit la Picior de Munte. Vom avea a doua grădiniță cu program prelungit. Mai avem o grădiniță pe Fondul de Mediu, un proiect depus pentru grădinița din Burduca, pentru că acolo copiii învață și desfășoară activitatea într-o școală veche care nu mai îndeplinește condițiile la standardele cele mai înalte, motiv pentru care această grădință va fi relocată în noua locație după ce va fi reabilitată. Avem pe programul operațional regional o școală în construcție în satul Picior de Munte Boboci, unde se lucrează, suntem într-un stadiu destul de avansat. La 15 septembrie copiii se vor muta în noua școală. Pe fondul local
Mai avem o pistă de biciclete în satul Burduca. Va începe execuția în curând. Am terminat licitația. De asemenea, mai avem o punte pietonală în satul Dragodana. Este în lucru, avem achiziția făcută. În scurt timp vor primi ordinul de începere a lucrărilor. Prin programul județean dezvoltare locală, este programul, să spun, inventat de președintele nostru, domnul Corneliu Ștefan, care nu numai pe noi la Comuna Dragodana, ci între județul este ajutat cu acest program județean de dezvoltare locală, fiind un PNDL în oglindă, însă la nivel de județ. Avem un trotuar la Burduca, pe care îl vom semna acum în luna martie. Avem un loc de joacă în satul Dragodana, la fel. Acest proiect îl vom semna în luna martie, exact când se va deschide această măsură de către Consiliul Județean. Vom realiza în jur de 10 km de pietruire pe drumurile din extravilanul comunei, drumuri ce sunt folosite în general de unitățile agricole și de persoanele fizice care desfășoară activități agricole în extravilanul comunei. Suntem în grafic cu modernizarea și ridicarea standardului de viață în Comuna Dragodana. Toate aceste proiecte ne vor intra la execuție și Comuna Dragodana va arăta altfel, va arăta frumos. În măsura în care anul acesta se vor deschide proiectele pe Agenția Dezvoltare Sud Muntenia, suntem deja cu ochii pe aceste ghiduri care sunt în publicare și acolo vom găsi și alte surse de finanțare, practic pentru tot ce se poate aduce un plus în comuna noastră. Să dea Dumnezeu să avem o comună la nivel de oraș în cel mai scurt timp.